Neața la prânz din nou într-o însorită și plină de sărbătoare zi de 4 iulie 2021, dacă nu pentru noi, măcar pentru Statele Unite ale Americii. Am patru propuneri noi, vreau să zic, am trei propuneri noi pentru inclusiv ziua de astăzi. Vi le ofer imediat, nu înainte de a vă transmite tradiționalul. Like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Primul meci de pe bilet începe pe la 16, așadar aveți din nou fix ca ieri vreo 2 ore jumătate să organizați nebunia asta de bilețel. Primul vine din Finlanda, al doilea din Norvegia și unul din Suedia. Avem la pachetel cam toată Scandinavia. E o obsesie a surselor mele cu zona asta și să spun drept și mie în viața mea îmi place foarte mult Scandinavia. Mai ales Suedia, dar asta e o altă treabă. De s-ar descurca și fotbalul precum arată țările astea și se trăiește acolo, chiar ar fi extraordinar. Dar vedem ce se întâmplă astăzi. E cu noroc sau nu e cu noroc? Finlanda Veikkausliiga deschide biletul, duelul dintre Mariehamn și HIFK. Nu o să mai stau să desfac inițialele de la HIFK ca să nu o luăm razna. Mariehamn, HIFK, se anunță o victorie a oaspeților, așadar din partea mea, un mare 2 solist. Continuăm cu Norvegia, Eliteserien, unde se vor duela Strømsgodset cu Vålerenga. Echipele astea, evident, se scriu Strømsgodset și Vålerenga, chiar dacă se pronunță așa, conține la început un A alături de V-ul ăla, un A cu gămălie. Se scrie Vålerenga, nuanțe și nuanțe, pronunția în scandinaviană, ca să zic așa, e complicată mereu. Norvegienii cu limba lor norvegiană au dichisul lor, așadar vom pronunța Strømsgodset și Vålerenga, un duel din care ies câștigători oaspeții. Inclusiv aici câștigă oaspeții, așadar din partea mea, doi solist și tot oaspeții vor câștiga și în meciul dintre Varbergs și Kalmar în Suedia Allsvenskan. Acolo se duelează, repet, Varbergs cu Kalmar și vor câștiga în versiunea mea de bilet Kalmar. Oaspeții din nou, doi solist din nou. Astea sunt biletele pentru astăzi. Sper biletele, meciurile pentru astăzi, biletul cu 3 meciuri de cotă 2 pentru astăzi. Sper că le-ați notat, sper că sunteți încă pe poziții parte dintre voi și nu ați renunțat la schema asta mea cu 3 meciuri câștigătoare cotă 2. Se dovedește foarte greoaie și din păcate nu ajung la rezultate mari cu ea. Poate că e cazul ca de mâine încolo să propun o altă schemă, să merg pe o altă strategie, să rămânem la fel pe astea 3 meciuri. Spuneți-mi voi în comentarii cum considerați. Însă întotdeauna traiectoria va fi grea cu meciuri de cotă 2. Dacă am alege pronosticuri mai ușoare, îndoite, îmblânzite și în orice caz nu cotă 2, cu siguranță am avea câștiguri mai frecvent. Însă oare asta îmi doresc? Oare asta îmi doresc? Sau vreau să merg în continuare pe graficul ăsta cu meciuri mai grele, bilete mai scurtuțe și posibilitatea pentru oricine ca cu o miză mică de 2 lei, 5 lei să, nu știu, câștige măcar 100 de lei, 80 de lei, 150 de lei, 200 de lei și să se bucure acolo din când în când pe lună de un bonus micuț cu o miză nu foarte mare riscată. Scopul și strategia și schema așa a fost mereu. Pe grupul meu privat de WhatsApp, în mod evident, v-am spus mereu, jucăm și chestii mai complicate, mult mai complicate. Vă aștept acolo, dacă vreți să accesați grupul, aveți toate detaliile de acces în detaliile acestui video, în descrierea acestui clip. Jucăm acolo 3 bilete cu meciuri de cotă 2, 3 bilete cu 15 meciuri cotă 2 pe ele, deci sunt niște efectiv pomelnice, cu cote ce sar de 3.000, 4.000, 5.000 și așa mai departe. Avem biletul ăsta de-l propun și aici pe grup, plus alte două bilete delicate, unul cu 6 meciuri cotă 2, e practic ăsta dublat,
Nu are aceleași rădăcini, dar mă rog, imaginați-vă încă 3 meciuri în plus cota 2, cam cât ar fi cota în general pe biletul respectiv. Și, finalmente, un bilet cu cote bombă, cote de 7 per meci, cote de 20, cote de 35-40. Iar ne-a ieșit pe biletul ăla o cotă de 7, doar ea, una singură. Restul de două cote erau cote de 30, o cotă de 16, nu au dorit să iasă. Dar cota asta de 7 era duelul dintre cine? Dintre Cortrișc și... nu mai știu cu cine a jucat Cortrișc. Au câștigat în mod neașteptat cu Standard Liege, mă înșel. Nu vreau să spun prostioare. Dar în orice caz a fost o victorie a oaspeților, a celor de la Cortrișc. Și uite așa ne-am trezit cu un meci câștigător foarte greu, cu o cotă foarte grea. Vedem ce se întâmplă mâine, se aude muzică, e petrecere, e duminică, lumea petrece în urbe. Vă salut, vă urez noroc și ne auzim cu bine și de mâine încolo.